regulă. Domnul Flutur, de ce v-ar crede în acest moment oamenii? Promisiunea au auzit 30 de ani, au văzut că în această perioadă le-a fost greu și le este greu. O să vă surprindă ce vă spun eu acum. Vă rog. Suntem în casă și cei din stânga și cei din dreapta. Ce era în această criză politică dacă noi continuam spectacolul politic să dăm vina pe celălalt? Acum din casă luptăm. Eu monitorizez să se întâmple măsurile de dreapta, cei socialiștii să se întâmple măsurile de stânga. Din asta trebuie să câștige românii. Poate nu ne-am dorit din punct de vedere ideologic. Eu nu mă simt confortabil ca unii colegi de-a mei să spună te-ai dat cu PSD-ul. Iertați-mă, pentru că în aceste zile ați văzut ce scoruri strânse sunt în Partidul Național Liberal. Dar i-am spus astăzi domnului prim-ministru Ciucă, plec acasă, vreau să livrați de zilele viitoare, ca să le pară rău celor care ne critică astăzi că am făcut această coaliție, pentru că nu era altă soluție de stabilitate a României. Sigur că îți poți face platformă liberală cât vrei acum pe criză, dar dacă o să treacă și o să livrăm, eu vreau să le pară rău și unii să spună mă întorc înapoi în Partidul Național Liberal. Noi nu vom abdica prin...